Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Rușii s-au retras din Kherson ca urmare a unei ofensive extraordinar de eficiente a ucrainenilor, care au distrus sistematic liniile de aprovizionare, logistica ocupanților, menținând în același timp permanent presiunea în zona de contact a frontului. Unii numesc strategia asta moartea prin o mie de tăieturi. Adică nu o singură lovitură devastatoare, ci multe, multe lovituri țintite care se cumulează în același efect în cele din urmă asupra adversarului. E a treia bătălie mare pierdută de Moscova în ultimele 8 luni, după Kiev, Kharkiv, acum iată Khersonul. Analistul militar Ari Bucur-Marcu este la telefon. Bună dimineața! Bună dimineața! Până una alta ați văzut că rușii au furat ratonii de la grădina zoologică din Kherson și o lamă, care cred că i-a și scuipat. Serios? Da, este... Eu nu am ajuns pe acolo încă. Da, nu, este peste așa tot că... pe online. Vă auzim destul de slab. Dacă aveți vreo fereastră pe undeva pe lângă, poate reușiți să vă apropiați, poate se îmbunătățește semnalul. E un val de meme peste tot. Deci ăștia s-au filmat când iau ratonii din grădina zoologică și acum ucrainienii își cer ratonii înapoi și zic că fac schimb de prizonieri, 10 soldați ruși pentru fiecare raton. Da. Mă rog, ce... Da, nu, habar n-am. O să vă amuzați astăzi, o să vedeți. Ce se schimbă, domnule Marcu, după retragerea din Kherson? Ce efect are această evoluție asupra celor două tabere? Nu știu în ce măsură ar trebui să se schimbe ceva din punct de vedere militar. E o evoluție oarecare. Ceea cum a fost cucerit, a fost recucerit orașul. Pot, la eventual, să constituie altă forță și să recucerească din nou rușii. Nu este importantă. Importantă este faptul că Rusia, care nu a avut de la început niciun fel de motiv din acesta abil să facă această invazie, nu mai vorbesc de faptul că este ilegală din punct de vedere internațional, a pregătit-o militar astfel încât să, știu și eu, să aibă vreo zile de victorie, ceea ce s-a și întâmplat. După care, de atunci încoace, ei sunt prezenți acolo, fac distrugere, au cu ce să distrugă destul de serios. Mai fac și câte o crimă de război, două, când apucă să prindă niște civili pe care se omoare. Dar mai departe de atâta, de atunci, din februarie, de atunci din februarie, începutul martie încoace, n-am văzut altceva. E important pentru deci, orice armată... Ne așteptăm ca și în viitor să fie cam la fel, cam asta e ideea. Nu credeți că se pot adapta? Orice armată intră într-un conflict, într-un fel, dar pe măsură ce decurg ostilitățile, observă cum răspunde inamicul și este crucial să se adapteze. Vi se pare că rușii se adaptează? Da. Nu, categoric nu. Poate știu și eu așa, în sensul că se împacă cu ideea, dar altfel nu văd și adaptare din punct de vedere militar. Ei de la început au negat nu numai dreptul internațional și dreptul umanitar internațional, dar au negat și știința asta militară, adică arta războiului, arta militară. Au improvizat în mod cu totul surprinzător pentru o armată care se e atât de bine în armată, adică are atât de multe arme încât ar fi trebuit să aibă pentru ele și niște o doctrină de asta de acțiunea lor bazată pe niște principii, pe niște legi din acestea. De exemplu, n-ar fi trebuit să intre în teatru cu trupele decât după o pregătire de aviație, de lovituri din aer, care la americani, de exemplu, durează câteva săptămâni. Da. Ei au intrat direct cu trupele în acea zi în care au început și pregătirea de aviație și așa mai departe, au renunțat la controlul spațiului aerian, adică lucruri din acestea care pentru armată în ofensivă, indiferent de motivele morale pe care le-a avut, a fost surprins. Vă dați seama că adaptare la ei ăsta ar însemna să revină totuși la principiile luptei armate. Adică cam asta ar fi adaptarea pe care trebuie să o facă. Mulțumesc. Am înțeles. Mulțumesc foarte mult pentru intervenția în deșteptarea și pentru explicație. A fost în direct analistul militar Ari Bucur-Marcu. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.